Îi vedeți pe ăștia din guvernul Dăncilă făcând vreo autostradă sau vreun drum de ăsta peste munte undeva? Ei n-au electrificat o gară în 30 de ani. Da? Mă învâr de la alții, unii chitară, alții măseaua stricată, fiecare ce mai are prin gură. Da, este o eroare imensă să-i băgăm în seamă cu ceva. Pentru că astăzi n-a fost ziua Madagascarului, ci ziua Europei. Am lăsat un pic mai la urmă informațiile pe care le avem de la consulul onorific al Madagascarului în România, domnul Serge Rameau, care a declarat că el nu este la curent, pentru că n-a fost înștiințat oficial, n-are nicio confirmare pur tehnică din partea autorităților țării sale, președintele Andry Rajoelina, care a fost recent reales, Madagascarul fiind singura țară din univers care în alegerile prezidențiale a prezentat trei foști președinți, de care a ieșit unul dintre ei, acest Andry Rajoelina, care a mai fost președinte în Madagascar. Evident că domnul Serge Rameau, care este consulul onorific al Madagascarului și în România, el se ocupă și de Grecia și de Bulgaria, spuneam în același timp, îl are o notă, estimă, da? Adică îl are la suflet pe Rajoelina, că dacă nu-l cheamă ăsta a doua zi la Antananarivo, și ne-a spus așa: trebuie să vă reamintesc că în Madagascar au avut loc alegeri prezidențiale, iar noul președinte este foarte ferm în eradicarea corupției în țară. Nu putea să spună este un corupt, că atunci îl chemau. Nu mai era Serge Rameau, vorbeam în numele altcuiva. Mai multe persoane importante au fost arestate pentru fapte de corupție, spune el. Așadar, dacă domnul Mazăre este în arest, ceea ce noi așa am înțeles, și dacă România face pași concreți pentru extrădare, sunt convins că vom găsi ușor soluția legală. Asta este partea frumoasă a poveștii. Partea urâtă este cea cu care ar fi trebuit poate să începem. Și anume că deocamdată nu există nici măcar pe rol o posibilitate de extrădare a lui Radu Mazăre, întrucât judecătorii din România n-au redactat motivarea singurei sentințe definitive, aia de 9 ani pe care el a luat-o, o condamnare definitivă. Se așteaptă deocamdată un răspuns de la Curtea de Apel București, face ce vrea, evident, nu stă la dispoziția noastră sau a Republicii Madagascar. Aceștia vor analiza dacă sunt întrunite condițiile extrădării, apoi vor informa Ministerul Justiției. Nu mai este domnul Toader acolo, este doamna Birceal deocamdată, dar expiră și ei mandatul, este de 45 de zile. Acesta, vă reamintesc, este interimar, doamna Birceal, la Justiție, care trebuie să trimită ulterior în Madagascar cererea oficială de extrădare. Cererea va fi trimisă cu ce? Îi trimisă cu o corabie, probabil. Știți că se poate ajunge de pe Dâmbovița în Madagascar? O să vă spun cum. Deci, te duci la Piața Unirii, îți iei o barcă de aia. Nu știu dacă ați citit operațiunea Contichi pe vremuri, da? Pe aia care au mers cu un vas, cu o corabie de asta de plută și au traversat Pacificul dintr-o parte într-alta. Ei bine, îți iei o bărcuță, ți-o cumperi de la magazinul Unirii, te duci când nu te vede lumea acolo și ți arunci bărcuța pe Dâmbovița la Piața Unirii, după aia o iei în jos spre ieșirea Dâmboviței din București, adică spre partea de est a capitalei, încolo spre Vitan, ce e acolo, Titanul, după aia spre Balta Albă, da, pe unde iese Dâmbovița din capitală, centura Bucureștiului. Dâmbovița se varsă în râul Argeș, vă reamintesc. Mergi un pic pe Argeș, nu e o problemă, rezistă corăbioara asta, apoi de la Argeș ajungi în Dunăre, te duci pe Dunăre, nici Dunărea nu este chiar foarte greu de străbătut dacă vremea este ok, pe care Dunărea se varsă în Marea Neagră. A, din Marea Neagră poți întâmpina niște probleme, dar nu chiar așa de mari. Dacă știi să te duci, bineînțeles, ești cârmaci, iei pe Traian Băsescu cu tine, dacă nu în corăbioara respectivă, din Marea Neagră te duci spre strântoarea Dardanele. Asta e ideea, să ajungi undeva în zona Istanbulului, de exemplu, da? După care de acolo, prin strântoarea respectivă, reușești să treci în Mediterana Orientală, o iei la sud, spre partea de sud a Europei și până ajungi la, nu știu, apele teritoriale egiptene, de exemplu, din Turcia, da? Ajungi către Egipt, o iei după aia prin canalul de Suez. Mergi prin canalul de Suez, ajungi în Marea Roșie și de acolo intri în Oceanul Indian, pe care îl străbați de la nord la sud, treci la un moment dat pe lângă arhipelagul Seychelles. Dacă vrei să te duci spre Madagascar, trebuie să o iei la un moment dat la vest, către insulele Comore,
e nasol acolo, că e o răzmeriță în insula Mayotte, care aparține de Franța. Acolo sunt foarte mulți imigranți, de ăștia veniți din țările sărace ale zonei. E scandal în momentul de față, dar să spunem că nu ajungi chiar în Mayotte, că e o singură insulă din arhipelagul Comore, că dacă ajungi acolo te împușcă autoritățile franceze, de asta spun. Dar dacă eviți zona, ajungi în Madagascar. După Comore urmează Madagascar. Deci, dacă trimitem de la Ministerul Justiției redactat acest document cu extrădare, cererea de extrădare, motivarea sentinței, nu știu ce, cât îți ia? Maximum 3 luni, dacă ești norocos, dacă ai cât de cât o construcție, adică o plută din asta, o curăbioară bine făcută, eu zic că se poate. Deci când aveți un pic de timp și vedeți că e senin la orizont, duceți-vă acolo la târgul de mașini, puteți să o luați și de acolo, a fost un magazin Carrefour, ce hotel era acolo, nu mai știu cum se chema, Rex sau nu știu cum, în fine, zona respectivă, da, unde merge autobuzul ăla spre șoseaua de centură 223. Acolo e Dâmbovița sălbatică, se termină practic malurile făcute de Nicolae Ceaușescu și începe malul ăla de pământ, un pic de papură, acolo e momentul să vă lansați și cu atât în 3 luni, dacă totul merge bine, sunteți în nordul Madagascarului și depuneți undeva acolo. Madagascar e mai complicat de mers din nordul Madagascarului până în Antananarivo, la Palatul de Justiție. O trimiteți cu un porumbel de acolo, ca să nu vă rătăciți în Madagascar, că e imposibil de mers. Să străbați zona aia de nord până la Antananarivo, e ca și cum ai merge de la pe jos, de la Carei până la Babadag, în România. Deci nu se poate. Este imensă distanța și n-ai drumul, n-ai pe ce să mergi, doar cu iamă, nene, dar acolo cine știe cine te ia. Dar neni sunt, dar depinde cine te ia. În fine, deci mulțumim consului onorific al Madagascarului, domnul Serge Rameau, omul nostru. Si vous nous écoutez, monsieur Rameau, toute notre considération pour votre pays. Era să spun pour votre pays de mer. Nu-i cazul. Nu. Votre pays, Madagascar, qui devra quand même nous ramener monsieur Mazere, monsieur Petit Pois, da? La un moment, trebuie să-l trimită la un moment dat. Bun. 40.000. Asta este cifra pe care nu poliția, ci Partidul Social Democrat au înaintat-o apropo de simpatizanții partidului la acest meeting al ororii de la Iași, totuși Iașiul vulgarizat, capitala culturală a României, a ajuns până la urmă sub talpa unor analfabeți de Ziua Europei, câte paradoxuri. Ești jurnalist de presă scrisă, ai un pic de condei, scriu un editorial, tată, pe tema asta, iată, în 9 mai, tocmai la Iași, au ajuns niște limbrici, da? Niște lipitori să țină discursuri despre ură, despre ieșirea din Europa, despre... N-aș merge chiar până la ce spune domnul Sabin Orcan, altfel amicul nostru, toată considerațiunea noastră după emisiunea de astăzi, în care practic a fost dat afară de Codrin Ștefănescu, n-aș merge chiar până într-acolo încât să-i spun lui Codrin Ștefănescu că Putin e prietenul lui. Pentru că Putin nu sunt foarte convins că a auzit nici de PSD. Știe de România, întrucât nu este analfabet. Dar nu cred că a auzit foarte multe despre Partidul Social Democrat. Nu poate să numească foarte mulți membri acestui partid, nu-l interesează. De aici și până la a merge că dacă ești anti-european, adică ești un prost, ești un inadaptat, da, ești prietenul Rusiei, mi se pare halucinant. Dar de ce n-am fi, de exemplu, prietenii Mongoliei sau ai Turkmenistanului, că nu mai e în RSS, RSS turkmenă, este stat independent. Ce treabă avem noi cu Rusia? Noi nu suntem vecini cu Rusia, noi nu vorbim o limbă slavă, noi nu avem în momentul de față decât, sigur, calculele unora care n-au despre ce să scrie, conspirațiile astea imaginare, da, așa putem să spunem. Vin rușii peste... Dar care-i motivul? De ce nu s-ar duce rușii peste unii mai răsăriți? Stai, băgat, au războiul ăsta cu Ucraina, care e impozant acolo în coasta Rusiei. Ce treabă o să vină la noi? Nu înțeleg. Iau pe bulgari, iau pe sârbi aici. Hai să fim serioși, nu ne trebuie România. Asta e problema. Să se ducă peste polonezi, să se ducă peste țările baltice, că alea măcar au făcut ceva. România n-a făcut nimic. Nu-i nicio grabă. Du-te, mă, peste Estonia. Pune-le tancurile sovietice înapoi.
Da, acolo au fost tancurile sovietice. Treceți acolo, lacurile alea, puneți-i pe aia cu botul pe la bine. Estonia a făcut ceva, România e tot la situația din 89. Mihai Gorbaciov, încă în viață, după cum știți, ar putea să ne spunem foarte bine. Sunteți acolo unde l-am lăsat pe Ceaușescu, voi n-ați făcut mare lucru. Asta cu Uniunea Europeană și cu NATO, de asta nu mai poate Rusia, de Uniunea Europeană și de NATO. Interesează pe ei. Astea sunt niște lucruri pe care noi le-am primit de la istorie. Ieși în stradă și vine tornada peste tine. Ce faci? Te duci la pământ. Așa am făcut și noi. A venit istoria peste noi, ce ne-a întrebat istoria. Ne-a mai amânat un pic în 2004. A zis, mai stați un pic, 3 ani, că sunteți rușine Europei. Până la urmă au zis, hai să vă băgăm și voi strategie, nu știu ce, să ne mai întindem un pic. Era interesant, o țară totuși România mare, plus că dacă noi eram la pachet cu bulgarii, cum s-a și întâmplat, eram un pic și mai mari, nu? E, totuși vorba de o populație care se ducea spre 30 de milioane de locuitori atunci. România plus Bulgaria în 2007, nu mai suntem chiar 30 de milioane, că la noi sunt vreo 18 milioane, Bulgaria n-au avut niciodată mai mult de 10 milioane de locuitori, dar pleacă și de la ei, nu mai au 10 milioane nici ei. S-au pierdut așadar 4-5 milioane, dar comunitatea de români, asta spun, către analfabeții ăștia din PSD, românii sunt cea mai mare comunitate în Uniunea Europeană. Deci nu există o altă țară a Uniunii Europene care să trimită mai mulți cetățeni în alte țări ale Uniunii Europene decât România. Noi suntem în top în Italia și Spania, suntem pe locul 2 în Marea Britanie și în Germania. Deci este incredibil. Da? Ei vorbesc de patriotism, ei vorbesc de realizări, ei vorbesc că îi readuc pe dascăli, le redau demnitatea dascăli, niște analfabeți. Le redau demnitatea dascălilor. Îi aduc pe medici în țară. Ai o gogoașă. Nu vine niciun medic bine pregătit din Occident. Doar aia care n-au trecut examenele pentru că sunt mult mai complicate. Și vă spuneam, în Franța, cei mai mulți medici care au fost retrogradați la sfârșitul unui an după examene au fost medici români. Nu e vorba că unii au reușit, elitele. Dar n-avem și nici noi numai specimene de-astea strălucitoare în domeniul medicinei. N-am inventat noi medicina. Sunt unii foarte buni, într-adevăr, că au ajuns în Statele Unite, în Marea Britanie, medici de elită. Dar nu sunt toți. Nu mă obișnuiți cu ideea, e medic român, e nemaipomenit. Nu. În Franța, da, am toate datele. Cei mai proști medici la nivel de migrație sunt medicii din România. Deci din toate celelalte țări, cei mai mulți care au fost... Au căzut examenele pe care trebuie să le dai în fiecare an acolo, au fost din România. Sigur că unii s-au impus. Evident, erai Dumnezeu în cardiologie aici, nu era nicio problemă să fii la un spital din Paris numărul 1, fără probleme. Dar cei mai mulți, și la asistente la fel, cele mai multe care au fost retrogradate și trimise acasă, da? Aia că au trebuit să-și reechivaleze diploma, au dat tot felul de examen, până la urmă nu au reușit să le dea. Cei mai mulți sunt români. Nu vă lăsați manipulați de prostiile care se spun la noi. Cei mai slabi dintre toți erau românii. Aveam elite, într-adevăr, dar atât. Restul pleavă. E bine, ăia ce să mai facă? Dacă nu ai reușit în Franța, nu reușești nici în altă parte. Poate unii au mai reușit. Cei mai mulți dintre ei au trebuit să se întoarcă. Deci nu este o reușită mai pomenită și aici avem pe un salariu de 3 ori mai mic ca acolo. Asta e reușita guvernului PSD. I-a convins pe unii să vină de la un salariu absolut corect acolo, absolut decent, un 4.000 de euro ca Popa în Occident, să vină la 1.000, la 2.000 de euro maximum în România. Mare șmecherie au făcut. Nu este deloc așa cum se prezintă situația. Bun. Publicitate, ne întoarcem, avem o tolbă de ziare. Nu o să mai începem cu Newsweek. Revenim. Să știți că am ezitat în această pauză publicitară dacă să începem cu Johnny Depp sau cu Carmen Avram. Până la urmă, totuși, fiind bărbați, am ales muierea. Ei bine, iată-o, Marea Dragoste, în Q Magazine, acolo unde a apăruse și Viorica Dăncilă la un moment dat. Acel roșu pe care îl vedeți sus la litera Q nu este deci întâmplător. Marea Dragoste, doamna Avram, care s-a făcut de râs și astăzi la mitingul PSD în Moldova. E bine, iată-l pe Johnny Depp alături de Paulina Glenn. Paulina Glenn fiind mai puțin cunoscută, iată un medalion, așa, oricum este temporară în viața lui Johnny Depp.
Scarlett Johansson, iată-o, am văzut-o ceva mai devreme într-un film cu ăla care juca în Dinastia Tudorilor. Filmul era din 2005, dar al lui Woody Allen, se numea Match Point. În fine, trântise la un moment dat băiețelul ăla într-un lan de grâu, dar mi s-a rupt filmul. Ioana, iată revista Ioana, aici e pentru culori. Deci probabil că acest galben se poartă în momentul de față. Mergem mai departe, National Geographic, nu este Mona Lisa, cum am văzut ieri în Kamikaze, este lumea lui Leonardo. Nu sună bine cu lumea lui ăsta, cine o fi și Leonardo ăsta. De orice caz, acest mop peste celebrul tablou de la Louvre, a? Sfidează un pic, până la urmă, National Geographic cu tumele. Iată o noutate absolută în revista Click, noi care nu avem actori, din păcate nu avem nici măcar actrițe. O vedem aici pe Diana Sar, nu știu dacă nu este sora fundașului dreapta de la OM, Buna Sar. Acesta este de origine senegalezo-ghineană. Iată, Diana Sar, cred că este sora lui, sora lui Buna Sar. Mă interesează, fiind vorba de un jucător de la OM, iată, o vedeți aici mai clar la interior. Este clar că vine și ea de undeva din Senegal sau din Guinea, chiar dacă este greșit ortografiată de către cei de la Click TV, SAR se scrie cu 2 de, cu 2 de R. Bun, mergem mai departe în evenimentul zilei. Oh, tehnologia 5G, un risc uriaș pentru omenire, exact cum a fost și 4G, cum sunt și antenele de satelit, cum sunt și telefoanele mobile, da, uite că merge mai departe cu toate. Astea să fie cele mai mari riscuri. Eu credeam că e mai mare riscul să mor de foame la un meeting de la Iași, știți că au fost duși astăzi unii cu salvarea. Veniseră cu stomacul gol la Iași, se așteptau să mănânce la meeting. Eu cred că riscul e un pic mai mare să murim de foame în județele Moldovei decât să ne radieze 5G-ul. Așa cred eu. Da? Publicitate și apoi Dan Bârat.